Polițiștii, dar și pompierii de la două inspectorate pentru situații de urgență s-au mobilizat duminică după amiază, după ce o tânără femeie a urcat la etajul 6 al unui hotel aflat în construcție în Băile Olănești, amenințând că se aruncă în gol. Negociatorul din cadrul poliției a convins-o pe femeie să renunțe la gestul sinucigaș. Un apel la 112 a anunțat duminică după amiază la orele 16:30 că o femeie a urcat într-un imobil aflat în construcție în stațiune. La fața locului s-au mobilizat polițiști, pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, dar și echipaje de la ISU Dolj care au pornit către Vâlcea cu o pernă specială pentru prinderea persoanelor căzute de la înălțime, echipaj de ambulanță și voluntari. În urma discuțiilor cu un negociator din cadrul poliției, femeia, care are 26 de ani și este din localitatea Păușești, a coborât din imobilul aflat în construcție. Surse judiciare au declarat că femeia este bolnavă și a întrerupt tratamentul, iar gestul său ar avea legătură cu acest fapt, relatează Digi24.ro.